Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu etalarea pentru cine scuți în semnul Scorpionului sau cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Scorpion pentru iulie 2019. Îmi pare rău că am întârziat, am avut și niște probleme, sper să înțelegeți, și îmi pare rău că am schimbat ordinea, dar nu știu de ce așa s-a întâmplat, probabil că a fost o urgență în cazul altor zodii. Dar cu răbdare trecem și peste. Am văzut câteva cărți din seria setului de cărți pe care îl folosesc pentru partenerul vostru. Aveți un mesaj că sunteți voi aici, că sunt ei, rămâne de văzut. Aveți 7 de monede, regina de cupe și 2 de monede. Posibil, aveți a face cu cineva cu planete în semne de pământ și de apă. Posibil să fiți voi să așteptați sau mai bine zis să meditați la o situație în care ați investit foarte mult, 7 de monede, și acum să vă izolați un pic, vă simțiți oarecum obosiți, poate chiar și emoțional, pentru că avem regina de cupe și stați un pic deoparte și vă gândiți, oare de ce ați investit, ce aveți de făcut, vreți să mergeți mai departe către 8, către 9? Pentru că da, 7 și cu 2 va aduce 9 de monede, independența financiară într-o privință sau emoțională, sau poate independența financiară cu cineva, cu o persoană de sex feminin sau care are aceste atribute ale reginei de cupe. Dar, pe de altă parte, puteți fi voi care meditați, cum am spus, la ce aveți de făcut într-un job, într-o situație care necesită oarecum o atitudine mai pământeană și mai puțin emoțională. Știți foarte bine că sunteți oarecum dezechilibrați financiar și emoțional și trebuie să transformați situația. Și ce faceți? Stați și vă gândiți. Pe de altă parte, este posibil ca acest mesaj să fie pentru partenerul, partenera voastră. O să pun cărțile la loc și le vom mai amesteca încă o dată. Când am amestecat aceste de cărți care le folosesc pentru voi, am văzut la un moment dat 3 de cupe, fantastică dezvăluire, să zic. 3 de cupe, împărăteasa și steaua. Și am simțit o mare bucurie și o mare uimire. Probabil că unii dintre voi vă întâlniți. E o întâlnire care va aduce, cum am spus, o stare emoțională foarte pozitivă. Vă întâlniți cu această împărăteasă, care poate să fie semn taurului sau al balanței, dar nu e obligatoriu, este o persoană puternică. Știu că împărăteasa înseamnă foarte multe, dar pentru unii dintre voi această împărăteasă reprezintă steaua, că doar a apărut și cartea, care spune că este împlinirea tuturor dorințelor. Din toate cunoștințele pe care le aveți, această împărăteasă poate să fie orice, dar să nu uitați că împărăteasa este puternică. Este o femeie care a trecut prin foarte multe și știe ce vrea de la viață și știe ce vrea de la partenerul ei. După ce am mai amestecat un pic, am mai văzut împăratul, deci este o chestiune în care cei doi, voi doi, vă potriviți foarte bine din punct de vedere feminin și masculin, vă echilibrați aceste aspecte, feminin și masculin, la modul foarte concret și intens și matur, pentru că avem împărat și împărăteasă, da? Matur. Și apoi am văzut 7 de băte, ceea ce îmi spune că cineva, bănesc împăratul, partea masculină, este dispusă să lupte, eventual, pentru această bucurie, pentru această împărăteasă. Probabil că este un mesaj scurt. Repet, din câte spun, nu trebuie să luați chiar toate mesajele să vi se potrivească vouă. Poate unul, doar o parte din mesaj este pentru voi, altă etalare pentru altcineva, pentru că sunt câteva etalare, ăsta e adevărul și nu știu de ce tot am zis că fac mai așa, că fac etalarele mai scurte, dar nu reușesc. Scorpion, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Scorpion, iulie 2019. Faetonul. 5 de monede. Roata norocului. Regele de spade, 9 de spade, de cupe, scuzați-mă. Da, aveți și un 9 de spade. În setul celălalt de cărți, o să pun și
Finalul. 7 de monede, iar cineva stă și așteaptă. Deci în setul celălalt de cărți, pe care sper să reușesc să-l folosesc, aveți 9 de manuscrise, ceea ce e similar cu 9 de spade. Poate nu întâmplător am spus. Posibil, voi sau ei sunteți foarte supărați, foarte trădați, foarte îngrijorați. După cum vedeți, persoana stă și recitește toate mesajele pe care le-ați transmis unul celuilalt. Dacă nu recitește, își aduce aminte de toate cuvintele spuse, de toate promisiunile făcute, de toate, eu știu, poate și certuri, argumente, câte au fost, pentru că toate sunt spade. Poate că uneori, pentru că nouă de spade înseamnă și griji nefondate, poate sunt și scrisori pe care au vrut să vi le scrie, în care au vrut să-și exprime anumite stări și nu au reușit să le materializeze. Le-au scris, dar le-au aruncat, după cum vedeți, n-au avut încredere să se exprime. Oricum, e o stare de stres mental, de durere, de supărare, de dezamăgire. Nu dorm noaptea, stau și plâng. Pe un mormânt, pe o relație sau o situație care, evident, că trebuie să renască. Acum, dacă tot am povestit, o să o pun la loc și revenim. Da, deci ce aveți voi aici? Evident că oricând puteți schimba pozițiile, dar în principiu aceasta e poziția voastră. În suflet, inima, da? M-am urmărit de cenușa. De la bețișoare. Inima, aveți faitonul. Mercur, 5 de monede. Marte, sau cum acționați în public, roata norocului. De ce vă este frică? De regele de spade. Da? Ce vă doriți? 9 de cupe. Și finalul pentru iulie, că asta este Mercur retrograd și probabil că vom avea de așteptat multe să se descălcească, să se rezolve. Finalul este 7 de monede, despre care am vorbit mai devreme la partenerul, partenera voastră. Aici ce avem? Interesant, argumente, 5 de spade, argumente sau un trio în care doi pleacă și lasă pe celălalt cu iluzia câștigului. Probabil că cineva are un ego, da. Da. Încheiați un capitol în care ați avut niște discuții. Poate să fie semn de aer, dar nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu. Încheiați un capitol. Ia uite, magicianul. Și începeți altul. Aveți aici trei cărți care... Magicianul ar putea să fie și un semn al berbecului, poate să fie și gemeni, poate să fie și fecioară. Aveți un valet de bâte și un cavaler de bâte. Ați încercat poate o aventură? Poate o aventură pentru unii dintre voi. Cavalerul de bâte adesea reprezintă aventuri cu o persoană pasională, dar lucrurile nu s-au dezvoltat. Fiind în stadiu de valet, n-au reușit să se dezvolte. Evident, nici cavalerul nu este foarte hotărât, vine, pleacă în funcție de impulsurile fizice. Și din acest motiv, poate situația pare oarecum confuză și magicianul se arată ca și, eu știu, o persoană care încearcă să manifeste ceva, dar nu reușește. Sau folosește instrumente mai mult în favoarea lor decât în favoarea celuilalt. Dar, v-am zis, interpretările sunt complexe. Însă, acum așa simt. Oricum, lumea spune că trebuie să încheiați un capitol și să începeți altul. În partea partenerului vostru. Sau partenera sau persoana de care sunteți interesată, sau fostul sau fosta, poate să fie și mama, poate să fie și sora și o rudă și cineva de la locul de muncă, da? Partener, Scorpion, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Scorpion, partener, partenera, iulie 2019. Oh, moartea! E clar că ei se gândesc la voi. Dacă voi sunteți aici, moartea, Scorpionul, apare în sufletul lor. Interesant. A mai apărut moartea de câteva ori, moartea, diavolul, o energie foarte intensă în iulie, poate Mercur acesta retrograd, ia uite, lumea, și-am amestecat cărțile, da? În gând, pentru ei, 5 de monede, amândoi sunteți în momentul ăsta nu comunicați, există o separare între voi.
Ar putea pentru unii să fie chestiuni financiare, dar cred că mai degrabă această carte, multe simboluri, înseamnă și lipsă de comunicare, mai ales că este în poziția Mercurului. Și nu doar. O lipsă de comunicare voită. Deci, vă este frică de 10 de cupe. Ei au 9 de cupe, de ce își doresc. Ia uite, faetonul, amândoi aveți faetonul. Interesant. Ce vă doriți faetonul, de fapt ce își doresc ei, și finalul judecata. Judecata pe care am mai văzut-o la un moment dat, nu mai știu unde. În timp ce amestecam cărțile, da. Aici ce? 3 de monede. Dorința de colaborare. Evident că este și un trio pentru unii dintre voi de dorință de colaborare cu cineva care lucrează ori în justiție, ori. Da, trebuie să aveți puterea să. Iar puterea. Posibil unii dintre voi să aveți niște chestiuni legale de discutat cu cineva. Țineți foarte mult la niște bănuți, încercați să vă mențineți puterea într-o situație care v-a creat multe situații, ce v-a creat, ia uite, confuzie, într-o situație care v-a creat multă confuzie, o chestiune pasională, da? Care v-a creat multă confuzie și va obliga să vă controlați și să vă temperați și să vă ridicați deasupra impulsurilor fizice, unii dintre voi, dacă nu, să vă dovediți că sunteți mai puternici decât ați crezut că sunteți. Și în acest proces de întărire a voastră, trebuie să țineți oarecum și la finanțe și eventual la ceea ce ați descoperit, la puterea voastră, pentru că patru de monede reprezintă o persoană care ține la ceva, da? Unii dintre voi să aveți de-a face cu un leu, o fecioară, dar neobligatoriu, alții puteți să aveți de-a face cu o balanță, sau cu cineva care lucrează în justiție. Oricum vă doriți o colaborare, da? 3 și 4. Vreți să sporiți eventual financiar și vă doriți o colaborare cu cineva. O colaborare legală, oficială, corectă, dreaptă. Că e financiară, că e emoțională, oricum, în sine va aduce și echilibru financiar. Știți că alături de acea persoană învățați și vă dezvoltați într-o direcție care vă ajută pe viitor și în direcția asta financiară. Deci. În suflet, ce aveți voi? Faetonul. Poate să fie un rac. Dar nu este obligatoriu pentru toată lumea, evident. Faetonul este o energie curajoasă. Este o energie foarte intuitivă și, evident, este și de acțiune. Poate unii aveți luna. Ah, nu e luna rac. Pentru unii, foarte puțin să fie luna rac. Este luna nouă în rac și eclipsa care va fi când? Pe 20 ceva, parcă. Mai e încă o eclipsă. De lună plină. Deci, cred că la eclipsa de lună nouă ați descoperit că vreți să mergeți mai departe. Probabil că ați stat prea mult într-o situație. Unii dintre voi vreți să mergeți către ce? Către steaua pe care am văzut-o, împărăteasa și steaua. Unii dintre voi. Alții simțiți foarte puternic pentru cineva care are aceste calități și atribute ale faetonului, ale racului, este un semn cardinal, curajos, dar care își ia foarte mult timp să se hotărască. Însă în momentul în care se hotărăște, face pace între trecut și, zic, prezent și se hotărăște să-și construiască viitorul. După ceea ce a fost el inspirat, că doar are lună, este foarte intuitiv. Și merge către ce? Către stea, către împlinirea tuturor dorințelor. Asta este în inima voastră, în sufletul vostru. Scorpioni. Evident, cu soare în scorpion, luna nouă din rac v-a afectat foarte mult și poate v-a dat o direcție în
anumite, o inspirație în anumite aspecte ale vieții voastre. Mercur, sau cum gândiți, 5 de monede. Vă gândiți că sunteți singuri și din acest motiv poate vreți să mergeți către persoana care vă împlinește sau o așteptați să vină, eventual așteptați pe cineva să vină cu mașina sau voi vreți să plecați. Să vină la voi acasă sau să plece de la ei, că e vorba de casă, să plece de la ei de acasă către voi, către destin, către stea. Dar vă gândiți acum și ei și voi că simțiți această separare ca pe o răceală care nu vă încântă, evident. Nu vă încântă pentru că aveți în poziția fricilor și regele de spade, care e o energie destul de rece. Probabil încă vă gândiți de ce v-ați separat, ce s-a întâmplat. Sau ce aveți de învățat, că avem și lumea ei mai ales, sau lumea, lecție, da, lecție saturniană. Ce aveți de învățat din această situație? De ce s-a produs separarea? Pentru că voi vă doriți să mergeți mai departe, da? Și voi și ei. Și vă doriți, de fapt, în poziția dorinților, aveți 9 de cupe, vă doriți să fiți fericiți. Să vă bucurați de viață, nu să stați în această energie rece. Poate am zis, unii dintre voi aveți probleme financiare, dar simt că e mai mult vorba de o separare între voi doi. Și cum acționați, foarte frumos și foarte intens, aveți 2 arcane, ei au 4. Uai, ai. Deci, din care una la fel, da, cu voi. Cum acționați roata norocului? Posibil, posibil. În acest moment, scuzați-mă, de eclipsă de lună nouă, să primiți ceva, o idee de undeva, cum să vă schimbați destinul. Vreți să vă schimbați destinul și faetonul? Da? E foarte hotărât să fac acest lucru. Sper să stea ca... Ah. Faetonul e foarte hotărât să... Nu știu de ce se mișcă. Să lupte pentru și să se mobilizeze pentru această schimbare. E semn cardinal, nu poate să stea prea mult în această poziție. Cum spuneam, vreți să vă schimbați viața? Vreți să schimbați situația? Să ieșiți din această separare, care evident va aduce tristețe, nu va aduce un confort. E vară, toată lumea vrea să se bucure de dragoste, de spor, de vacanță și vreți să ieșiți din starea asta de 5 de monede. Sper că mă înțelegeți, da? Și atunci luați mașina. Dar e o plecare pe care o hotărâți în sufletul vostru, vă împăcați cu anumite stări. Eventual le lăsați un pic în spate și treceți la acțiune, că știți că e nevoie de acțiune, n-aveți cum să schimbați. Simțiți eventual, simțiți, da, posibil, simțiți că este momentul. Roata norocului înseamnă și timp divin. Simțiți că acum este momentul. Ori să mergeți către cei care vă aduc bucurie, ori îi aștepta să vină, pentru că dacă nu vin, s-ar putea să întârzie prea mult și uneori prea târziu e prea târziu. În fine, de ce vă este frică de regele de spade? Semnul gemenilor, al balanței sau al vărsătorului. Dar nu e obligatoriu. Poate să fie și femeie, nu e obligatoriu să fie bărbat. Dar regele de spade, o energie foarte matură, spre 50 de ani, am zis, sau care a trecut prin foarte multe. Regele de spade este un om care luptă pentru principiile lui, nu vorbește mult, dar ceea ce spune, spune corect și la obiect. Regele de spade.
ori este un judecător, ori este un doctor, în cazul în care aveți totuși niște probleme financiare sau de sănătate, unii dintre voi. Pentru ceilalți, ar putea să fie o persoană. Da. Ar putea să fie o persoană din viața voastră care este prea dură pentru nevoile voastre emoționale. Voi aveți nevoie de lucruri intense, nu de prea multă logică. Scorpionii au nevoie, ca și lei, în privința asta, de drame. Și nu în sensul negativ, musai. Au nevoie să simtă că tot ce li se întâmplă este trăit la maximum. Și de multe ori, regele de spade este o persoană atât de logică încât uită să se bucure. Probabil că vă este teamă ori din cauza acestei distanțe între voi să nu cumva să ajungeți voi în această, pentru că și scorpionii când se răcesc definitiv, da? Pe de altă parte, este o persoană în preajma voastră care vă răcește, vă temperează prea mult. Și din acest motiv apare în această poziție a fricilor. Ce vă doriți? Vă doriți emoții. Uitați ce opuse sunt. Evident, vă doriți să fiți fericiți. Unii să vă îmbătați de dragoste, de, eu știu, de bucurie. Poate unii au tendința, aveți tendința să beți un pic mai mult, mergeți la vreo petrecere. Dar și chiar dacă nu e vorba de băutură, vreți să vă bucurați, să simțiți emoțiile la cele mai profunde niveluri ale ființei voastre. Și evident, regele de spade nu face așa ceva. Oricine ar fi, bărbat, femeie, regele de spade analizează emoțiile și se gândește dacă se implică, dacă nu se implică și, în general, nu prea se implică emoțional, decât rațional. Cred că e o persoană în preajma voastră care vă creează acest disconfort mental și chiar emoțional, da? Ar putea chiar ei să fie, da? Ar putea chiar ei să fie. Poate să aibă și regele de spade nevoie de emoții, dar de multe ori nu arată. Arată rece, cool. Și asta vă este teamă cumva ca această distanță să nu devină cumva o regulă sau să se... să înghițe relația. Vă doriți să schimbați, da? Vă doriți să schimbați roata norocului și faetonul. Și faetonul schimbă. Schimbă ce? Am zis, merge către steaua sa, către destin. Către ce? Către 9 de cupe, că doar asta vă doriți. Totuși, în final, aveți de așteptat. Trebuie să așteptați ceva. Probabil că îi așteptați pe ei, în cazul în care îi așteptați să vină. Să așteptați acel 2 de monede care, de la 5 la 7, sunt doar 2 de monede care apar mai devreme, să se echilibreze ceva, cineva să aleagă. Cred că cineva trebuie să aleagă între voi și încă altceva, ori familie, ori carieră, ori, eu știu ce, obligații intelectuale, financiare, relaționare, da? 7 de monede așteaptă. Însă, în așteptarea asta, voi vă gândiți. Voi vă gândiți, oare chiar merită să aștept atât de mult? Pentru că vreți să trăiți intens. Ei, repet, puteți schimba poziția. Ei, ce au un suflet, inima, nu, sufletul, luna în scorpion, pe de-o parte, ca mine. Nu e obligatoriu. Poate ei simt foarte profund pentru voi, pentru că avem scorpionul, da? Simt foarte profund pentru voi. Dacă e și semnul racului, evident că sunt intuitiv, dar de multe ori semnul racului, fiți atenți, nu arată. Adesea, regele de spade se comportă, este imaginea publică al celui cu planete în rac. Racii sunt foarte sensibili și tocmai pentru că sunt foarte sensibili, își iau acest scut de protecție. Și nu-și arată emoțiile. Deci, simțiți foarte intens pentru ei și nu doar.
De fapt, ei simt foarte intens pentru voi și probabil că ei se schimbă dacă e această persoană care nu vrea să arate emoțiile, da? Trebuie să-și schimbe ceva în atitudinea lor. Ia uite, interesant. Da? Felul ca, cred că e această persoană, repet, nu trebuie să fie, poate să fie semn de pământ, poate să fie semn de spade, da? Dar poate să fie orice alt semn. Interesant. Deci ei se gândesc la voi, scorpionii, da? Dar felul în care se comportă cu voi este foarte distant. Foarte interesant. Acum încep și eu să fac legătura, da? Și voi vă gândiți, da, de ce se poartă așa distant? Și din acest motiv vă este frică de regele de spade, care ce face? Arată doar rațiune. Nu e cazul să discutăm acum sau felul în care tu te manifesti este prea hormonal, evident. E un cuvânt pe care, eu știu, cu care scorpionii sunt obișnuiți să fie acuzați că sunt probabil prea hormonali, prea intenși, prea dramatici. În fine, face parte din viața noastră a celor cu planete în scorpion. Deci, ei trebuie să-și transforme sentimentele și felul în care își exprimă, da? Interesant. Exprimarea. Trebuie să încheie un ciclu în care ei, asta înseamnă lumea, să încheie un ciclu și să înceapă un altul. E în poziția lui Mercur. Să învețe, Saturn, partea pozitivă, să învețe cum să comunice cu voi eventual. Ca să nu vă mai simțiți izolați. Da, ce frumos se leagă. Nu știu pentru cine e povestea asta, dar simt că deja se leagă. Să învețe să comunice cu voi ca să nu vă mai simțiți atât de izolați și răniți uneori. Trebuie să-și transforme emoțiile, să și le recunoască. Foarte interesant. Probabil că au trecut prin foarte multe în trecut. Au trecut în trecut, în fine, da? Și din acel motiv sunt mai distanți, mai raționali. Dar trebuie să lase trecutul, pentru că asta înseamnă moartea. Să lase trecutul în urmă, experiențele cu ceilalți și să învie la o altă, la un alt mod de a simți intens, dar intensitatea asta ne confirmă faptul că suntem vii. Ei, așa simt acum pentru luna lor, pentru felul în care simt. Simt foarte mult pentru voi, dar nu arată. Și atunci lumea vine să confirme faptul că trebuie, sunt două cărți care vorbesc despre încheiere și mai încă una foarte frumoasă la sfârșit. Încheiere și renaștere, da? Moarte și înviere, transformare în suflet, în emoții, în felul care simt față de voi sau felul cum conștientizează simțurile și le lasă să trăiască, să se manifeste, să reînvie. Și în minte, trebuie să lase un stil de a gândi, de a se exprima. Să înveți această lecție, probabil e una din karmele lor. Mercurul acela al lor are ceva de învățat în relație cu voi, că doar nu întâmplător v-ați întâlnit unii cu ceilalți. Pe de altă parte, poate că și ei se gândesc să călătorească. Pentru că lumea înseamnă și călătorie. Aici iar avem faetonul și călătorie este și în poziția dorințelor. Își doresc să călătorească. Să înceapă un nou ciclu. Sper, cu dumneavoastră. Și spun asta pentru că avem judecata la final. Cum se manifestă, am zis, 5 de monede distant. Nu vorbesc, nu comunică. Dacă îi sunați, nu vă răspund. Dacă, dar nu cred că. Încearcă scorpionii chiar atât de mult să au și ei momentele lor. Am vorbit 20 ceva de minute. De ce le este frică de 10 de cupe? 10 de cupe e imaginea ideală a unei familii fericite. Le este frică tocmai. Și din acest motiv, pentru că au atâtea emoții în preajma avut dumneavoastră, că n-ai cum lângă un scorpion să nu ai emoții. Orice planetă ar avea. N-ai cum să nu ai emoții. N-ai cum să nu simți energia aceasta. Le este frică că este doar o iluzie, ceea ce poate unii și-ar dori o casă, da, iar familie, casă, racu, casa a patra, își doresc.
Dar sunt încă în perioada în care își închipuie că e o iluzie și atunci raționează. Nu. Hai să luăm pe fapte, pe nu știu ce, pe trecut, cine s-a mai întâmplat, cu cine m-am mai întâlnit și cine s-a comportat ca scorpionul și nu mi-a oferit această fericire. Înțelegeți voi ce zic, sper. Deci, 10 de cupe, partenerul vostru crede că această fericire este o iluzie. Nu este obișnuit, dar mai ales dacă are planete în semne de aer, nu este obișnuit cu atâta intensitate emoțională. Ce își dorește? Ia uite, își dorește să vină. E clar că voi îi aștepta, simțiți că sunteți scorpion și aveți intuiție și în poziția lunii, simțiți că ceva ce s-a întâmplat la lună nouă a produs un declic în viața lor și trebuie să iau o decizie, da? Să înceapă această lume, să lase în urmă ceva emoțional, trecutul, tot ce s-a întâmplat, toți partenerii, pentru că nimeni nu va mai fi ca voi. Și ei trebuie să se trezească, da? Să se trezească. Asta înseamnă și trezire, da? Și mai avem trezire, avem trezire și aici. Deci ce fac? Își doresc să veniți. Sau să vină mai aproape de voi. Cu mașina, la voi acasă sau invers, rămâne de văzut. Eventual, pentru o parte dintre voi, își doresc chiar o familie. Își doresc, asta e. Ne interesant cum s-au legat. Finalul? Posibil. Să vă împăcați. Da? Foarte posibil. Pentru că ei vor să o ia de la zero. Să încheie acest capitol. Să încheie tot ce au trăit până acum. Și să-și dea o a doua șansă la fericire. Posibil cu voi. Voi aveți și roata norocului. Ce arcane majore minunate. Și am văzut și mai devreme împăratul și împărăteasa. Partea masculină divină și partea masculină feminină divină, da? Sunteți, probabil că amândoi sunteți încăpățânați. Dar asta e, în preajma scorpionului sunt lecții intense de învățat. Judecata înseamnă ce urmează după moarte, da? Înseamnă că vor să renască situația din această tăcere, din acele șabloane mentale, comportamentale. Da. Aceasta ar fi etalarea pentru scorpion, pentru unii dintre voi. Acum. Și iar. Iar am vorbit mult. Scorpion, Soare, Lună, Venus, Ascendent. Iulie 2019. Haideți să vedem trei cărți. Ia uite, doi de pietre similar cu doi de monede. Un echilibru. Ia, cine a mai avut? A mai avut o zodie în aceeași poziție? Gemenii să fie avut? 7 de manuscrise și viitorul 9 de pietre. Foarte frumos. Independență. 8 de manuscrise, iar. Similar cu 8 de spade, cușcă mentală, griji, stres. Stres. După cum vedeți, femeia se uită la cuvinte, se gândește la tot ce s-a spus, dar nu vede soluția. Soluția este chiar în ea. Soarele, lumina este chiar în ea. Și de aia să meargă mai departe. Și cineva, probabil, că s-a detașat la un moment dat, 8 de cupe, s-a detașat în această problemă. Dar s-a detașat și e foarte... A fost dragoste, a fost dragoste mare și frumoasă, este între voi. Iar cavalerul de spade, posibil să fie semn de aer, iar asul de spade sau de manuscrise, posibil cu un semn de aer, dar nu e obligatoriu, probabil că aveți planete în semnul de aer care vă fac mai mentali și unii dintre voi nu relaționați bine cu emoțiile. Deci, în trecut, prezent, viitor aproximativ. În trecut,
Sunteți chemați, ați fost chemați să vă echilibrați, să faceți un pic de echilibristică cu situații foarte dificile, responsabilități financiare, nu știu, profesionale, chiar și în relațiile voastre sentimentale. Să alegeți între două pietre. Dar, după cum vedeți în imagine, nu le mai jonglați aici, trebuie să învățați să le dominați, să aveți curajul, da? Să riscați. Și să știți care vă conferă stabilitate, aceasta sau cealaltă. Poate e mai îngustă și nu puteți să stați, da? Dar este un animal puternic, știe să domine situația. În prezent, 7 de monede. Tăcerea asta care este între voi, ați dori și unul și celălalt să comunicați, dar porțile sunt închise. Și tot ce se întâmplă se transformă în spatele ușilor. E interesant că am făcut de curând o lucrare cu acest titlu, în spatele ușilor. Da, în spatele ușilor multe lucruri se pot întâmpla, chiar frumoase, dar alteori dramatice. Transformarea aceea, evident că nu, da? Nu e ușoară pentru cineva. Viitorul, 9 de pietre. 9 de pietre e o persoană stabilă și cu multe reușite profesionale. E o persoană înțeleaptă care își cunoaște calea. Probabil că după această perioadă în care ați învățat să riscați, ați bătut la uși închise, ați așteptat, da? Veți învăța care este de fapt calea voastră adevărată. E interesant că aici este cu spatele, doamna. De obicei este o femeie frumoasă care are semnul lui Venus imprimat pe haine. E similar împărătesei în varianta 3D, dar aici e cu spatele. Probabil că merge către 10 de pietre, ceea ce îmi spune că poate la un moment dat unii dintre voi veți depăși și această independență și veți merge către o familie fericită, o relație stabilă. Dar până atunci, în viitorul apropiat, trebuie să ajungeți la acest 9 de pietre. Să vă urmați destinul cu pasiune. Să aveți încredere că toată experiența voastră are un rost. Din seria oracolelor aveți speaker. Probabil, da, cu Mercur, cu 5 de monede în poziția lui Mercur pentru unii dintre voi, pentru ceilalți în poziția lui Marte, iar 5 de monede, trebuie să comunicați unul cu celălalt. Interesant. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană care vorbește în public, poate și autoare de cărți, scrie, posibil și chestia asta. Și de fapt, asta e dorința persoanei, să se manifeste, probabil foarte comunicativă, să se manifeste prin scris și prin discursuri publice. Dar, la modul rapid și simplu, cred că amândoi trebuie să comunicați deschis despre ceea ce se întâmplă între voi doi. Scorpion, Soarele meu, Venus, Ascendentul Scorpion. Iulie 2019. Pentru cei care sunteți mai mici de 18 ani, vă rog, închideți, uitați-vă la ceea ce vă doriți voi, ce își doresc ei, de ce vă este frică vouă, de ce le este frică lor. Ia să vedem. Iar a apărut faetonul. Interesant, interesant. E a treia oară când apare faetonul. Faetonul care în această carte vrea să experimenteze niște chestii mai ieșite din comun. Vrea să mergeți, da? Să mergeți mai departe în ceea ce ați putea face sau cum v-ați, ce frumos cum v-ați satisface unul pe celălalt sexual. Ce vă doriți voi? Voi vă doriți soarele. Vă doriți bucurie, da? Ați avut și 9 de cupe. Aici este soarele. Trezire. Vă doriți să faceți. E acel gen de dragoste în care vă treziți spiritual. Ceea ce nu puteți să faceți decât cu flacăra voastră geamănă. Ce își doresc ei?
Ei cred că vor să vă cucerească, au 5 de bâte, vor să vă cucerească, da, să vină și să vă cucerească pentru că sunt foarte geloși. Se gândesc că poate sunteți cu cineva și faceți draguțe și altcineva vă satisface mai bine decât ei. Da, sunt foarte geloși. Poate că vă și urmăresc într-un fel sau altul. Și după cum vedeți, au focul ăsta care parcă domină sabia. Nu vorbesc, sabia e pusă jos, după cum vedeți, nu vorbesc, doar ați avut, am vorbit despre această problemă, dar în sine mocnesc. E acel scorpion în poziția lunii, moartea în poziția lunii. Deci el este frică de nouă de spade, am mai vorbit și mai devreme de nouă de spade, de nu, iluzii, de grijile astea care... De ce vă este frică? Că vă faceți prea multe griji. Unii dintre voi vă este frică că nu vor veni, că nu vă vor satisface. Dar, evident, este doar o teamă. Pentru că voi vă doriți ceva ce poate să învingă orice frică. Soarele. Soarele învinge orice. Arde orice. Purifică. Da? Voi vreți o dragoste sau un fel de a iubi, de a face dragoste care vă purifică instantaneu și vă trezește spiritual. Și cred că ei știu că și aici e semn de foc. Dar au de depus mult efort ca să ajungă în acest stadiu. Vai, ce frumos! De ce le este frică de împărăteasă? Da, da, am înțeles. Ce-mi place cartea asta foarte mult. De ce? Pentru că am văzut un lucru pe care văd că foarte puțin am văzut în această carte. Ah, știu că alături de voi vor crește spiritual și nu doar alături, ci făcând dragoste cu voi. Cresc spiritual, încep să descopere niște emoții, își descopere niște capacități speciale în preajma voastră. Asta pentru că împărăteasă. Ce-mi place cartea asta? Este puternică. Este foarte conștientă de forța ei sexuală. Dar forța ei sexuală nu este în trup. Interesant, da? Știe că e frumoasă, știe că e inteligentă, știe că are de toate, a trecut prin toate etapele, toate reginele. Știe că în momentul în care cineva face dragoste cu ea, nu face sex. Ea nu se duce pentru sex. Ea face dragoste. Și o dragoste unică. Da? Avem soare, am zis, de trezire spirituală și aici fiți atenți. Este dragonul. Și ce este dragonul? Este Kundalini. Și mă înfior. Nu știu de ce, dar mă înfior pentru că mi-am dorit să vorbesc despre această carte. Este Kundalini. Femeia asta sau bărbatul ăsta când face dragoste, o face într-un mod divin și conștient, pentru că e Kundalini, nu arată. Știe că e frumoasă, știe că e sau frumos, da, știe că e puternic și după cum vedeți are picior peste picior, este închisă în aparență. Da, în aparență e închisă pentru că nu se oferă oricui. Trebuie să luptați sau să lupte. Da, asta e, trebuie să sunt conștienți că trebuie să lupte pentru această împărăteasă. Împărăteasa sunteți voi aici. Voi sunteți soarele și împărăteasa. Sau împăratul, da? Și știu că trebuie să lupte. Iar avem un semn de aer. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu un semn de aer. Da. Cineva s-a abținut foarte mult în această poveste. A încercat să domine, iar semn de aer, iar avem și, uite, și... Puf! Avem și diavolul. Ce mai avem aici? A și spionat. Interesant. N-a fost deschis ca celălalt, ca cealaltă. A spionat. Probabil că... Da. Din niște motive. Dar au fost niște jocuri mentale. Cineva a vrut să domine, a vrut să se abțină, să nu-și arate câtă pasiune, dorință are. Și acum vrea să meargă mai departe, vrea să experimenteze. De la faeton să ajungă la aceste două superbe cărți. Vă doresc, haideți pe scurt, că dacă tot am întârziat, dau și un mesaj de la Înger, dacă îmi permite, ia uite, romanță, romanță. Bucurați-vă, dansați unul cu celălalt, măcar în gând. Și alegeți dragostea. Și alegeți dragostea. Înapoi la ceea ce iubiți. Probabil că cineva trebuie să se întoarcă, să recunoască că într-adevăr pe voi vă iubește sau invers, da? Întotdeauna există și varianta a doua.
Să aleagă cineva, trebuie să se întoarcă la dragostea sa adevărată. Și aceasta este dragostea. Da? Aceștia doi. Aceștia doi. Această împărăteasă. Superb. Superb. Și evident că nu poți trata împărăteasa într-un mod ieftin. Trebuie să o impresionezi cu romanțe, cu luptă, luptă și cu deschidere. Și cu deschidere și cu acțiune, da? Evident, dacă cineva se abține în această poveste și încearcă să domine, n-are cum, n-are cum. Chiar dacă e obsedat, n-are cum să aibă câștig în fața împărătesei. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, pe curând!